Panouri solare pe bani grei, dar fără prea mult randament. Este o altă investiție făcută de primăria Baia Mare. Că nu este cea mai bună alegere, o recunosc chiar cei implicați în proiect. Folosirea energiei alternative nepoluante la unitățile de învățământ din Baia Mare este un lucru de nota 10. Una dintre primele beneficiare ale acestei tehnologii de încălzire a apei calde cu ajutorul panourilor solare este și grădinița Ion Creangă. Cred că suntem chiar prima unitate de învățământ din județ care am beneficiat de panou solar prin grija primăriei. S-a făcut la început sub formă de experiment, deci s-a montat acum 2 ani. Totuși, când panoul a fost instalat, nu s-a ținut cont de necesarul de apă caldă al instituției. În consecință, acesta este subdimensionat. Nici la capitolul poziționare situația nu stă mai bine. Astfel, panoul respectiv a fost pus mai la umbră, pe latura unde razele soarelui abia răzbat de la orele amiezii. Ca să fie într-adevăr eficient, ar trebui să se schimbe odată amplasarea acestui panou care acum beneficiază de soare, de fapt, de la ora 11 și apoi capacitatea pe care o are. Deci ne-ar mai trebui câteva panouri ca să facă față volumului de apă de care noi avem nevoie. Reprezentantul primăriei Baia Mare recunoaște că proiectul câștigat de municipalitate nu dă tocmai randamentul scontat. Acesta este și motivul pentru care el nu va mai continua. Primăria Baia Mare a avut 2 proiecte câștigate, etapa 1, 23 de unități și etapa 2, încă 23 de unități. Etapa 1 s-a licitat, s-a contractat și până în 15 mai trebuie să fie gata pentru primele 23 de unități. La etapa 2 am renunțat, fiindcă exact în perioada de vară, când panourile dau randamentul maxim, acele unități erau, copiii erau în vacanță și n-aveai ce face cu apa caldă pe care o produc panourile. Motivul principal pentru care programul Ministerului Mediului nu are succes în Baia Mare este unul simplu. Studiul de fezabilitate a fost prost întocmit, a fost făcut gratis, ce e drept, dar cum nu tot ce e ieftin e și bun, acum municipalitatea trage pânoasele. În opinia mea, proiectul cum a fost abordat destul de superficial. Deci nu s-a făcut o analiză foarte exactă, fiindcă eu am fost și am văzut cum se fac o chestie de asta. Deci le pui pe expunere sudică 100% sau cel mai mare randament îți dau în care le pui pe o chestie care se rotește, le pui jos, ai loc, se rotește și dai comanda și se rotește după soare. Și tot timpul razele soarelui să meargă sub un anumit unghi pe panou. Atunci ai randamentul maxim. Așa cum s-a făcut acum, am văzut și eu la unele școli, după mine este destul de superficial abordată problema din punct de vedere studiu de fezabilitate, că de aici a pornit toată problema. Un lucru este cert, implementarea proiectului a costat Ministerul Mediului circa 3 milioane de lei. Din aceștia, 20% au fost suportați din bugetul local. Astfel, primăria Baia Mare a trebuit să scoată din visterie 300 de mii de lei. Viceprimarul ne-a mai divulgat faptul că pentru a fi amortizată investiția ar fi nevoie de peste 200 de ani.